După aproximativ 2 ani de zile de lucrări, patinoarul Berceni Arena a fost inaugurat și deja a fost anunțată și prima competiție care va avea loc acolo, Supercupa României 2024, care se va desfășura pe 31 august. Extrem de încântat de acest anunț și vreau să mulțumesc oficialilor Federației Române de Hockey, doamnei ministru Lipă, pentru privilegiul pe care l-au acordat sectorului 4, pentru că, din fericire, în acest interval de timp între 2020 și 2024, sectorul 4, inclusiv din punct de vedere sportiv, din câte se vede, devine capitala capitalei. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă deschiderea oficială a patinoarului Berceni Arena, atât de așteptat de iubitorii sporturilor de iarnă. Din păcate, sporturile de iarnă nu au avut parte în ultimii 10 de ani de o infrastructură solidă. Trecând peste faptul că aici, în această zonă, sunt zeci de mii de copii, avem cea mai mare densitate populațională din România, aici pe șoseaua Luică și pe turnul Măgurele, avem o oportunitate cu toții să identificăm noi campioni europeni, mondiali, olimpici, și sunt convins că acesta este un punct de plecare pentru ceea ce așteptăm cu toții pentru viitorul sportului românesc și nu numai. La eveniment a participat și președintele Federației Române de Hockey, care a anunțat și primul eveniment sportiv care va avea loc pe arena Supercupa României 2024. Sunt foarte, foarte bucuros că am reușit să organizăm acest meci, adică o să reușim să organizăm acest meci, pentru că Bucureștiul are mare, mare nevoie de patinoar, de patinoare. Și sper să fie o pildă bună și la celelalte sectoare, să avem cât mai multe. Sunt sigur că rezultatele echipelor naționale din ultimul an au demonstrat că hockeyul pe gheață din România merită mult mai mult respect, mult mai multă atenție, și trebuie să avem infrastructura necesară ca să ne dezvoltăm.